Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune. În seara aceasta vom discuta despre cea de-a treia simulare a examenului de admitere, UMFST, care va avea loc în 19 iulie 2020, alături de colegii mei Corău Dragoș, vicepreședinte relații interne, și Mane Andrei, vicepreședinte financiar, din cadrul Legii Studenților din Târgu Mureș. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumim și noi pentru invitație, o plăcere ca întotdeauna să fim aici. Bună seara, mulțumim pentru invitație și să începem. A sosit și momentul ultimei simulări a examenului de admitere. Spuneți-ne, care este atmosfera în aceste ultime zile? E o întrebare foarte bună, având în vedere situația epidemiologică în care ne aflăm. Și știm că nici elevilor nu le este ușor să se pregătească pentru acest ultim pas înainte de adevărata provocare. Dar noi muncim din greu împreună cu toată echipa simulării pentru a finaliza subiectele și pentru a definitiva platforma și pentru a ne asigura, bineînțeles, că totul va decurge conform planului și că nu vor fi nici un fel de probleme atât din punct de vedere al subiectelor cât și din punct de vedere al problemelor tehnice care ar putea să apară pe parcursul acestei simulări, care din păcate va trebui să fie online. Să ne spuneți, vă rog, cum va decurge cea de-a treia simulare? Cea de-a treia simulare se va desfășura în mediul online pe platforma simulareadmitere.lstgm.ro. Aceasta va fi disponibilă la ora 10, va începe la ora 10 dimineața în data de 19 iulie. Candidații, fiind supravegheați video dacă doresc, aceștia pot din setările contului să opteze pentru supraveghere video sau nu, iar pentru cei care au optat pentru supraveghere online vor primi un e-mail cu grupul de Skype unde trebuie să intre, iar ei vor trebui să fie prezenți la ora 8:30. Care este scopul acestei supravegheri video? Cu ce ar putea să-i ajute? Sau de ce ar vrea cineva să opteze pentru această opțiune? Încercăm să reproducem cât mai bine atât atmosfera de examen, cât și atmosfera simulărilor care se desfășurau în mod fizic înainte de această pandemie. Iar supravegherea online îi ajută pe elevi să-și adreseze întrebările supraveghetorilor în timpul dinainte examenului și de asemenea pentru corectitudine. Mă rog să ne amintiți cine și cum se poate înscrie la această simulare. Oricine se poate înscrie la această simulare. Înscrierile se fac pe simulareadmitere.lstgm.ro pentru o taxă de 50 de lei. Aceasta poate să fie plătită prin card de credit sau prin transfer bancar la orice sucursal la Băncii Transilvania. Iar după ce plătesc, trebuie să încarce chitanța și sunt eligibil pentru a da simulare online. Până când se pot înscrie concurenții? Până pe data de 17 iulie, vinerea aceasta. Iar simularea va avea loc pe 19, duminică. Care este situația pentru concurenții care au achitat anterior, datei de 1 iunie, când au început înscrierile, un pachet de 2 sau 3 simulări? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze aceștia? Cei care au achiziționat pachete cu mai multe simulări, atât cele cu 3, care au fost disponibile din iarnă, sau cele cu 2 înainte de a doua simulare, sunt înscriși automat la cea de-a treia simulare. Aceștia doar trebuie să se logheze în cont și să dea simularea pe data de 19 iulie. Pentru candidații care au contul creat, dar încă nu au achitat pentru cea de-a treia simulare, ce ar trebui să facă aceștia? Aceștia trebuie să acceseze secțiunea de shop din contul lor și să selecteze simularea, pachetul cu ultima simulare, și să aleagă plata prin card sau prin transfer bancar. Dacă optează pentru transfer bancar, vor trebui să încarce chitanța care dovedește plata. Deoarece au avut loc anumite schimbări în metodologia admiterii de anul acesta, spuneți-ne care sunt probele pentru care vor putea opta candidații. Candidații vor putea opta pentru probele pentru specializările mari, medicină generală, medicină dentară, medicină militară sau farmacie, din biologie sau chimie, în limba română și maghiară. Pentru specializările mici, din păcate, simularea nu va mai avea loc, întrucât examenul de admitere va consta din depunerea de dosar. Sunteți de părere că această simulare vine în ajutorul viitorilor studenți? Bineînțeles. Noi încercăm să facem această simulare să fie cât mai apropiată de examenul de admitere pentru a ajuta pe elevii care doresc să opteze pentru Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Încercăm să apropiem și subiectele de dificultatea celor cu care se vor confrunta în ziua examenului de admitere și încercăm să le oferim experiența completă, atât prin supravegherea online, cât și prin, cum am mai spus, prin
dificultatea subiectelor. Simularea examenului de admitere este un proiect foarte drag nouă pe care încercăm să-l optimizăm în fiecare an și cu fiecare ediție și să învățăm din greșelile sau din feedback-ul pe care îl primim de la participanții edițiilor anterioare și încercăm să o aducem la un nivel cât mai apropiat de examenul din ziua admiterii. De aceea consider că este un real ajutor pentru elevi, pentru că le oferă timpul necesar să învețe materia, dar și să se verifice singuri, oferindu-le presiunea cu care ei se vor întâlni chiar în ziua examenului. Tot astăzi au început și înscrierile pentru admitere și știm cu toții că prima oară când te uiți la materialele necesare care trebuie încărcate, poate părea un proces laborios. Veți încerca să-i ajutați și în acest proces pe viitorii studenți? Desigur, noi răspundem tuturor întrebărilor care ne sunt adresate atât pe pagina Ligii Studenților, cât și pe cea a simulării, iar încercăm să actualizăm toate informațiile necesare pe site-ul simulării pentru a fi cât mai ușor și cât mai pe înțelesul tuturor. De asemenea, pentru cei care vor informații suplimentare pentru examenul de admitere, începând de astăzi se deschide call center-ul la Universitatea din Târgu Mureș între orele 9 și 13, unde, apelând numărul care este publicat pe site, cei interesați vor putea obține toate informațiile necesare, dar și asistență pentru a își putea încărca materialele necesare pentru a putea să se înscrie la admitere. Ce ați putea să le transmiteți candidaților despre admiterea în sine? Da, admiterea în sine este un pas foarte mare în viața oricărui viitor student. Este examenul care, până la urmă, te definește ca student și odată ce reușești să treci peste acest examen, ai o satisfacție foarte mare, dar, bineînțeles, totul are la bază o muncă foarte intensă și știm că nu le-a fost ușor în această perioadă să învețe. Noi ce le putem transmite este să continue să învețe și să profite de aceste simulări pe care noi le organizăm, până la urmă, pentru a-i ajuta pe acești elevi, să profite de ele și să încerce să învețe din experiența pe care noi le oferim, să nu fie dezamăgiți dacă poate rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor lor, să încerce să-și adune energia rămasă, să acopere capitolele la care poate șovăie sau la care poate nu au suficiente răspunsuri sau nu suficiente clarități și să fie ambițioși și să-și urmeze visul. În încheiere, dacă doriți să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc? Noi așteptăm un număr cât mai mare atât la simulare, dar și la admitere și sperăm că vom fi colegi. Și pentru orice întrebări suplimentare, după cum am spus, suntem prezenți și pe pagina Ligii Studenților și pe pagina simulării. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență. Mulțumim și noi pentru invitație. O seară plăcută. Seară bună. Vă mulțumim și dumneavoastră foarte mult pentru atenție. Sperăm să aveți cât mai mult spor în aceste ultime zile dacă încercați să mai recapitulați. Vă dorim foarte mult succes atât la simulare cât și la admitere și vă așteptăm cu foarte mare drag și la ediția următoare. O seară plăcută!